Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim astăzi despre câte ore de somn le sunt necesare copiilor ca să crească mari și sănătoși. Chiar dinainte să devin părinte, știam că bebelușii dorm foarte mult, 16, uneori chiar 18 ore în fiecare zi. Astfel că mă așteptam să fie destul de ușoare primele luni de mămicie. Evident că n-a fost cum credeam, pentru că cele 18 ore de somn se adunau din reprize a câte 2-3 ore, întrerupte de cereri de lapte, schimbat și ținut în brațe. Recunosc totuși că fetița noastră a dormit în primele luni și câte 6-7 ore neîntrerupte pe noapte, pentru care suntem recunoscători. Programul de somn al copilului se reglează încet-încet, până la vârsta de un an, astfel că va ajunge să doarmă 11-12 ore noaptea și alte 2-3 ore ziua, în una sau două reprize. Adunate ar trebui să-ți iasă 14-15 ore dormite de cel mic în 24 de ore. După vârsta de un an, copilul începe să mai renunțe la câte o oră de somn, că doar nu mai e bebeluș să doarmă 17 ore, nu? Acum are de explorat lumea! Dar și explorarea aceasta e destul de obositoare, așa că tot se adună 14 ore de somn în programul prichindelului de până în 3 ani. Somnul de prânz va avea de obicei un interval destul de bine stabilit, după masa de prânz sau uneori chiar înaintea ei, cum e cazul fetiței noastre. Ea preferă să mănânce după ce își face somnul din miezul zilei, care poate dura o oră sau două, în funcție de cât de intensă e activitatea din prima parte a zilei. Pe scurt, somnul este foarte important pentru dezvoltarea normală a copiilor, de aceea ar fi bine să te asiguri că cel mic doarme suficient de mult pentru vârsta lui și că are parte de un somn odihnitor, într-o cameră aerisită, liniștită și cu o temperatură potrivită, undeva între 19 și 24 de grade Celsius. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana! Mamă de pici!